În județul Mureș nu există nicio cultură de plante modificate genetic. Deși în ultimii ani în țară au început să apară plantații cu diverse legume sau cereale cu modificări genetice, în Mureș toate terenurile sunt cultivate cu plante care nu au suferit intervenții de laborator. Ba mai mult, reprezentanții Direcției Agricole Mureș atrag atenția că în baza legii în România este interzisă cultivarea de soia și porumb modificate genetic. Semințele folosite la semănare trebuie să aibă certificate de origine cunoscută și să nu fie modificate genetic. La controalele care se vor efectua în perioada de vegetație la cultivatori, de către inspectorii de stat, dacă se vor identifica culturi agricole cu plante modificate genetic, acestea vor fi distruse, iar proprietarii vor fi sancționați.